Scene de groază la o nuntă în Afganistan. Două persoane au fost ucise și alte două au fost rănite după ce un grup de talibani a deschis focul în timpul unei petreceri. Motivul pentru care au recurs la acest gest a fost că ascultau muzică tradițională, fapt interzis de noul guvern instalat la Kabul. Un apropiat al uneia dintre victime a declarat că milițieni talibani au deschis focul în timpul unei nunți organizate în orașul Sorhud pentru că invitații au fost prinși în timp ce ascultau muzică afgană. Două persoane au murit și alte două sunt în stare gravă. Orice muzică profană a fost interzisă de regimul taliban anterior din perioada 1996-2001. Noul guvern islamist nu a legiferat încă cu privire la acest subiect, însă consideră ascultarea muzicii nereligioase contrară viziunii sale a legii islamice. Un purtător de cuvânt al guvernului, Zabihullah Mujahid, nu a confirmat la Kabul autenticitatea incidentului, însă a precizat că talibanii se opun acestui tip de atrocități.